Vladimir Putin a dat ordin. Au termen până pe 15 septembrie. Mai precis, liderul de la Kremlin a dat ordin forțelor sale să ajungă la granițele administrative ale regiunii Donețcă până la 15 septembrie. Dezvăluirea a fost făcută de șeful adjunct al statului major al armatei ucrainene, Alexei Gromov. Așadar, șeful adjunct al statului major al armatei ucrainene, Alexei Gromov a declarat joi că Vladimir Putin le-a dat ordin trupelor ruse să ajungă la granițele administrative ale regiunii Donetsk până la 15 septembrie. Inamicul continuă să dețină zone ocupate în regiunile Harkov, Lugansk, Donetsk, Zaporojie, Herson și Nikolaev și încearcă, de asemenea, să creeze condiții favorabile pentru relansarea ofensivei, a declarat Alexei Gromov pentru Ucrainska Pravda. De asemenea, în altul responsabil militar ucrainean a spus că trupele de ocupație ruse și ajustează din nou planurile și acțiunile în conformitate cu ordinul lui Putin de a ajunge până la 15 septembrie la granițele administrative ale regiunii Donetsk. Conform informațiilor transmise de Alexei Gromov, inamicul continuă regruparea formațiunilor și unităților Corpului 3 de armată în teritoriul ocupat. Probabil pentru a suplimenta gruparea forțelor deja existente și pentru a crea condiții pentru reluarea ofensivei în zona operațională donețcă.